Guvernul Orban ignoră obligațiile care revin în ceea ce privește asigurarea banilor necesari pentru salariile angajaților din asistență socială. Situația este alarmantă la nivel național, în ciuda demersurilor făcute de șefii administrațiilor județene, așa că sarcina rezolvării acestei probleme deosebite revine șefilor de consilii județene. La Olt s-a făcut o nouă rectificare pentru ca angajații din asistență socială să nu rămână fără salarii de sărbători. Guvernul, deși am fost la București împreună cu colegii mei din Uniunea Națională a Consiliilor Județene, am fost trei președinți de la PSD, trei de la PNL și unul de la UDMR, toată lumea a spus același lucru la unison, că banii pentru Direcția Generală de Asistență Socială nu se ajungă în niciun județ. Deși am avut promisiuni că vor rezolva această problemă, iată că din păcate acest lucru nu s-a întâmplat și atunci am fost nevoiți să tăiem încă o dată de la investițiile proprii ale Consiliului Județean, astfel încât să reușim să plătim aceste salarii. Probleme sunt și la nivelul primăriilor, care nu au bani pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a celor pentru însoțitorii acestora. Toate primăriile deja au început să rămână în urmă, au o lună, două, trei în care nu s-au mai plătit banii la persoanele cu handicap. Atunci când am ajuns la București, deși problema cu care fusese închemați acolo era alta, respectiv doar direcțiile generale de protecție a copilului, eu am ridicat și această problemă cu ATU-urile, la fel am avut o promisiune că se vor rezolva aceste lucruri. Din păcate, rectificarea nu a prevăzut niciun fel de ajutor financiar pentru primăriile aflate în dificultate cu plata banilor pentru persoanele cu handicap. Șeful administrației Oltene a susținut că în acest an guvernul Orban nu a alocat niciun ban autorităților locale la rectificările care au fost făcute pe parcursul anului. Cred că e primul an din foarte mulți ani în ultima perioadă, chiar și în perioada de tristă amintire a guvernelor Boc 1, 2, 3, 4, 5, câte au fost la momentul respectiv. N-a fost nicio rectificare pozitivă pe anul acesta în ceea ce privește UAT-urile și consiliile județene. Practic, nu au dat nimic tot anul. Consiliul Județean a mai făcut și luna trecută o rectificare a bugetului propriu pentru a face rost de bani în vederea plății salariilor angajaților din asistența socială. Mare parte din sume au fost luate de la investiții.